E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. Astăzi la Starea de Spirit am încercat să aflăm părerea oamenilor cu privire la intrarea României în recesiune economică. Mai exact, conform Institutului Național de Statistică, economia duduie de-i sar țâțânii. Mai că nu ne ținem la ea. Leoaică ce tigru! Doar că, după ce vrăjala națională a fost dată pe presă, apar datele Eurostatului. Conform europenilor, suntem în recesiune. Cel mai interesant este că europenii fac analize și prognoze tocmai pe datele trimise de Institutul Național de Statistică. Mai să fie oare, o fi greșeală europenilor dordura de bani și putrezi de bogați mânați în ambiții naționale ortodoxe, ori o fi o greșeală mai greșită a românilor de la centrul de propagandă. Cert este că imediat după datele publicate de Eurostat și asumate, de fapt, Institutul Național de Statistică Românesc brusc a revenit cu picioarele pe pământ și a recunoscut. Nu că a comis o manipulare ordinară, ci că a greșit comunicatul. De, n-au avut altă rimă. Astfel, acum directorul INS se căiește și se jură că în septembrie va fi totul transparent, lacrimă, nu altceva. Prin urmare, tigrul Europei, cum era poreclită România, s-a transformat brusc într-un pisic care face miau și schiau, ce-i drept un mâț pârlit care fuge bine. Și cum să nu fugă cu 100 de km pe oră când are burta una cu șirea spinării? De cât de bine o duce? În concluzie, una e una și minus 1% din PIB alta. Țara noastră a avut și în semestrul 1 și în semestrul 2 din anul 2014 o scădere economică, cea mai mare, de fapt, din toată Uniunea asta europeană. Cât de mare este? Vina, unii o dau taman pe Uniunea Europeană, că vezi, doamne, meltenia de germani care, culmea, nu sunt ortodoxi, le-a scăzut economia și de asta românul muncitor ortodox degeaba muncește și se fac locuri de muncă. Și ce dacă? Neamțu, nu Iohannis. Neamțul ăla pur sânge eleneș, bată-l vina, iar la noi Dumnezeu cu mila. Conform datelor publicate de Eurostat, România a intrat în recesiune tehnică. Ce părere aveți? Domnule, eu am o părere foarte rea. Pentru că atâta timp când nu te înțelegi tu, președinte, cu prim-ministru și încerci să duci cu televizorul, să duci, țăranul ăla ce vede, zice, uite, domne, ce a zis Ponta, că nu știu ce. Păi, și cu ăsta, ce a zis ăsta, scazi 5%. Dar câte locuri de muncă ai făcut și câte ai dat afară? Cât ai dat afară? Ai dat 200 de mii și faci 150 de mii de locuri de muncă. Păi, dar asta nu mai este. Asta să fie cauza, proasta guvernare. Proasta guvernare, fără doar și poate. Resimțiți faptul că suntem în recesiune tehnică? Dom'le, să resimte pe toate părțile. Eu sunt de la țară. Și bătrânea când văd, uite bă ce ne mintă ăștia, că ne dă, că ne face, că ne dă ce. La bine, la votare și îmi dă o chilă de făină și o chilă de orez. Credeți că își va reveni economia României? Dom'le, trebuie să punem oameni capabili. Oh, mai ales purtătorul ăla de cuvânt, jignește, ziariști, jură. Și nu e nicio măsură cu ăla. Păi bă, e o chestiune anormală. Agricultura e natura cum este și i-a distrus pe oameni. Pe noi, pensionari, nici atât. Păi la ce scad 5%? Tot firmele mari au avantaje, că ăla nu mai angajează, vă spun eu. Nu mai angajează la... Păi dacă are 10 posturi, de unde mai angajează? Conform datelor publicate de Eurostat, România a intrat în recesiune tehnică. Ce părere aveți? Recesiune, a spus? Da. Nu știu, nu mă pricep la economie. Păi a scăzut economia, e un lucru bun, e un lucru rău. Păi și dacă a scăzut, asta este, ce să-i facem? Care credeți că ar fi cauza? Oare proasta guvernare sau... Păi noi mai avem ceva în țară decât agricultură? Și aia proastă? Da. Unde? Nu, zic, și agricultura este proastă. Și aia. Totul în rest, proastă. Industria toată a fost pulberată. Resimțiți această scădere economică? Păi o simțim, pentru că scade creșterea de cumpărare, de populația din ce să trăiască. Credeți că își va reveni economia țării? Tineretul n-are loc de muncă, toți pleacă afară. Da. Credeți că își va reveni economia țării? Nu știu, e greu de spus. Conform datelor publicate de Eurostat, România a intrat în recesiune tehnică. Așa este. Ce părere aveți? Rău. De ce? Pentru că nu o să mai dea banii la pensionari. Păi de fundul nostru. Da. Care credeți că este cauza? Cauza că minte ăștia toți. Prosta guvernare. Da, prost. Ponta minte, minte. Și e complice cu Ciova, cu toți, cu toți e complice. Și cu Dui, cu Nicole, cu toată lumea e complice. Și suferim noi. Noi suferim. Resimțiți această recensiune? Păi cum să nu? Mă tași că a fost făcut lămâile. Da? 150.
Bravo! Și lumea, tu pe ei votează. Credeți că își va reveni economia țării? Nu. O să vezi viața grea. Nu o să ne țineți pe noi acum. Eu o să țin să vă țină. Dar ce să vă țină? Eu o să țin să vă țină. Vorbim așa pe românește. Da? Ce să vă țină dumneavoastră? Nu ce să vă țină. Munceți deja pe acolo. Conform datelor publicate de Eurostat, România a intrat în recesiune tehnică. Ce părere? Asta e o minciună, doamne. Da? Sigur, îl văstățul ca să salte pe partidului. Credeți? Sigur, categoric, am 80 de ani, ce o să mai... E o minciună asta, nu suntem în recesiune. Asta, nu cred. Asta niște date venite aiurea. Nu resimțiți această... Nu se vede, cu ce se vede? Cine a zis, economia, adică singur Băsescu. El acum trafica și de aur, și de armament, și de copii. Și Iohannis, din 99, până a făcut trafic de copii. Am văzut aseară la televiziune. E cel mai mare mincinos.